Lucrările de consolidare a Colegiului Național Ion Maiorescu se desfășoară într-un ritm alert, dar cu toate astea există o problemă. Banii promiși de guvern, circa 30 de miliarde de lei, nu au sosit încă și pe deasupra, atunci când vor veni, vor trebui să fie cheltuiți extrem de rapid, adică până la finele acestui an. Așteptăm în continuare hotărârea de guvern și cei 29 de miliarde promiși, care, din punctul meu de vedere, bănesc că vor veni. Adică nu am îndoială asupra venirilor, mă gândesc doar la faptul că există anumite hățișuri birocratice care ar putea să întârzie venirea acestor bani. Problema este că acei bani trebuie cheltuiți într-un termen foarte scurt, adică până la sfârșitul lui decembrie, și vă dați seama că o sumă atât de mare, care să poată fi cheltuită în doar, să zicem, maxim 2 luni, este un lucru foarte dificil. Teama noastră, de fapt, este nu că acei bani nu vor veni, ci teama noastră este să nu cumva, din motive birocratice, pentru că la noi asta e marea problemă, banii aceia să nu vină mai târziu decât am putea noi să-i cheltuim și pe urmă să pierdem o parte din ei. Deși ajutorul din partea guvernului pentru Liceul Maiorescu este unul substanțial, banii nu ajung pentru finalizarea lucrărilor la întreaga clădire, ci doar pentru corpul din mijloc. Având în vedere această situație, reprezentanții Asociației Pro Maiorescu sunt nevoiți să apeleze din nou la autoritățile locale și județene, precum și la mediul de afaceri pentru atragerea de fonduri. Fac un apel la factorii, atât local cât și național, în a grăbi venirea acestor bani. Până acum, contribuția Asociației Pro Maiorescu pentru consolidarea Colegiului Maiorescu se ridică la suma de 6 miliarde de lei. Însă vestea bună vine din partea giurgiuvenilor de rând, care și-au dat 2% din impozitul pe salarii Asociației Pro Maiorescu, iar potrivit Direcției de Finanțe Giurgiu, suma se ridică la circa 1 miliard de lei.